Niște conserve și dacă cineva ar putea să vină să sare, să-i dau de acasă multe, dar eu nu pot. Stați de partea mea. Stau în cea mea. Așa că poate mai pot veni. Militarii gorjeni au reușit să strângă în două zile zeci de saci cu alimente. Ajutoarele vor fi colectate până mâine în cele două corturi amplasate la intrarea în Piața Mare și în Piața Mică. Sunt receptivi gorjeni, au venit să aducă ajutoare pentru sinistrați? Sunt receptivi și o mare parte dintre ei și-au exprimat dorința de a veni în viitorul apropiat. Ce au adus până acum? Produse, peste 90% produse alimentare neperisabile. Cei mai darnici au fost pensionarii care, din puținul lor, s-au gândit să le ofere și sinistraților câte ceva. Patronii din Târgu Jiu au uitat de cei aflați în necaz. Să vină toți, dacă vor să fie alături de poporul român. O să viu și eu cu niște haine. Bani puțin, că mi-a tăiat Băsescu din ei. Alții au crezut că în corturi se oferă ajutoare, iar când au aflat că de fapt trebuie să doneze pentru sinistrați, s-au făcut nevăzuți. Mă uit aici pe acest. Pentru ce e asta? Sau unul. Pentru ajutoare, nu? Nu se oferă, trebuie să dați dumneavoastră ajutoare. Da. Imediat m-a dus să fară de bani. Personalul militar va trimite produsele primite de la gorjeni în centrele Ministerului Apărării Naționale, urmând ca ulterior pachetele să fie sortate și repartizate în zonele afectate de ninsori.